una dintre aceste două mingi este originală, iar una este fake. La fel și cu aceste șosete. Iar în acest video voi testa 6 produse fake și 6 originale pentru a vedea dacă este vreo diferență între ele. Voi începe cu o minge foarte cunoscută, mingea de la finala Cupei Mondiale din Qatar 2022, o variantă de pe Temu care costă 111 lei și mingea originală care costă 700. Înainte să fac orice probă, voi fi legat la ochi și va trebui să spun care este mingea originală. Numai nu arunca, te rog. Oh, îmi dă vibe de fake din prima. După ce am pus mâna, îmi dă vibe puternic de fake. Textura pare că nu e cea bună. Ok, dau pe celălalt, dar nu arunca. Da, asta e originală. Asta zic că e cea originală și prima zic că e cea de pe Temu. Sau nu știți nici voi. Adevărat? A doua e originală. Doamne, dacă de apropiate-s. E incredibil cât de similar arată. Singura diferență, să zic așa, e că nu au voie, evident, să folosească logo-ul Adidas. Primul test va fi să nimerez acel vinclu. Vedem câte încercări mi-a cu fiecare. Mingea fake, deci vinclu perfect, practic. N-a fost rea. Încercarea 2. Ar fi intrat? N-a intrat, deci nu contează dacă ar fi intrat. Na. Dar tu vezi ce similare sunt astea? Una e 100 de lei, una e 700. Asta e 700. Care, asta? Da. Nu, invers. Uite așa, perfect. Dacă ajungem la 6000 de like-uri la acest clip, voi face un video în care testez cele mai scumpe produse de fotbal. Și acum cu cea originală, dacă nu dau din prima. Treia încercare. Ah. Mai am una ca să fac egal. Și ca simț al mingii până acum, diferența nu e de 600 de lei. O să vă spun cât se poate de clar. A patra încercare n-a intrat, deci mingea fake a câștigat proba. Într-adevăr e o probă mai mult de precizie, așadar depinde foarte mult de cum șutez. Diferență nu am simțit, repet, de 600 de lei. Să vedem din câte totuși aș putea să nimeresc. Eu fac crossbar. Două la rând. Câte trebuie să dau? 5? 3? Am 3 bare consecutiv. 4? N-a intrat. Mai zic ceva, nu, nu a rămas. Nu mai știu încercarea, nu mai contează. Trecem la 5 șuturi cu fiecare și urmează verdictul. 5 încercări cu fiecare minge, încep cu cea originală. Predicții? Un gol. Mama, a ciupit bara, bravo Adi. Încercarea 2. Mama, iar a ciupit bara. Bravo, dacă nu dau două goluri, a avut dreptate. Ca să o prind. Bara azi, incredibil, la treia bară. Bun asta. În sfârșit una. Ai avut dreptate, una din 5. Trecem la mingea Faki. După doar un gol, cu aia, mai rău cu greu se poate. Deci să vezi că o să dau mai multe. Asta mă gândesc și eu. Efectiv, mă gândesc că mingea e originală. Că vreau să câștige produsele originale. Și apoi vin cu șutul ăsta. După ce cu aia, 5 șuturi oribile. Nu mi-a luat pas și bine. Ce să mai zic? Cât se poate de obiectiv, diferență între mingi, ca și... E mai ușoară de asta. E mai ușoară asta? Ok. Nu l-am cântărit. 3 din 4. Bravo, Adi. 3 din 5. N-am mai făcut predicție, dar... Tot unul din 5, aș fi tot zis. Tot unul din 5. Ok. După performanța din cele două probe, a câștigat mingea fake. Probabil și presiunea de a demonstra că produsele originale sunt mai bune și a spus cuvântul, dar asta este momentan 1-0 pentru cele fake. Înainte să ajungem la ghetele de fotbal, am niște apărători. Acestea costă 230 de lei, iar acestea costă doar 38. Funcționează fix pe același principiu. Eu o să port una pe un picior, una pe un picior. Cam astea sunt, arăt caragios așa, iar prima probă va fi cu această bâtă improvizată. Adi îmi va da una aici și una aici. Deja simt diferența și abia dacă am atins. Și să vedem care mă doare mai tare. Evident, durerea e mai greu de demonstrat pe video, dar o să vă dați seama după reacție. Adi, hai să-mi dai cu bâta. Hai. Fiecare îți dau? Da, nu foarte tare, te rog. A, da, nu. Au, ok. Da, o să doare mult mai tare la asta. Hai, mai dă o dată, parcă-s masochist. Oh, asta s-a auzit! Adi, mâine vezi că nu mai joc. O dau mai tare la asta, dar tot am simțit-o mai tare aici. Până afară, ca să vedem diferența. Se vede calitatea,
spumei. Și acum am un traseu ca să văd cât de stabile sunt pe picior, dacă alunecă sau dacă rămân în același loc. Pentru a testa stabilitatea am un traseu. Copetă roșie. Economic. L-am nimerit. Copetă albastră. Con mare. Bravo, bă, copile. Câte ne-ai? Copile, dar mai mare decât tine. A, ce precis ai dat-o. Iar am o buburuză pe mână. Copetă roșie. Con mic. Bravo. Ca și stabilitate au rămas în aceeași poziție, deci egalitate. Însă în ceea ce privește protecția, cele scumpe sunt clar mai bune. Și până la urmă, pentru niște apărători, acesta este cel mai important lucru. Urmează în sfârșit ghetele și voi face din nou un blind test. Nu o să pun mâna pe guler, pentru că știu că cele fake au guler. Ok, multă textură aici, par originale. De obicei, ghetele replică, produse chiar de către Nike, Adidas, nu au textură la variantele mai ieftine. Celelalte, deja intuiesc că sunt fake. Da, e clar, asta e fake. E clar fake, fake, nu, asta e fake. E foarte simplu. Și pentru primul test la ghete am doi portari și voi da 5 penaltiuri cu fiecare dintre cele două perechi de ghete, să vedem cu care dau mai multe goluri. Am deodată. Vă dați cap în cap. O să încep cu ghetele fake. Uite cum e făcut sușul aici, e linie continuă. Mări mai bună. Ca și confort, să zic așa, o primă probă. Parcă smotanul încălțat, așa mă simt. Dacă dai gol cu ciubotele alea. Este vorba despre ghete la 118 lei versus ghete la 1400. Gata? Da. Nu a dat-o prima. Ce, ai crezut că o dat pe mijloc? Satelitul. La fluier, la fluier, la fluier. La tine. Bravo! S-a zis, îl ghicim. Gata. Două din două. Două cu două, nu cu două din două. Ah, găs două din două la tate. Plonjăm, aruncăm în cap acum. În cap, direct. Pe mijloc, ai, 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 ai. Asta era. 3-2. Am ghicit-o, da. Mai presiune cât dă cu originalele. Crezi de-a goluri acum. Wow, cât de bine. Știm. Dacă alergi un pic cu alea și după parcă sunt șosete. Presiune. Nici nu mă interesează cum dau. Ca da, și da, 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 da. Știm, pur simplu confortul. Știm, da, da, da. Haide, haide, nu te mai uita. Adi veriga slabă, cam așa văd eu. Noi o scoatem, noi o scoatem. Da. Noi o scoatem acum. Asta, bă! Bara, iarăși. Hai, și cu mijloc, cu mijloc, cu mijloc. Haide, Adi veriga slabă, am zis că e veriga slabă. Bravo! Mai greu acolo. Greu, nu știu ce numere cu veriga slavă, dacă tot am identificat. Am unul și fake azi. Bravo! Ce să-i spui? De bravo. Jos! Și a ta, a ta, bravo! Nu s-a dus unde am vrut, aș fi vrut în vincul, sincer. Per total, nu există nici măcar un termen de comparație în ceea ce privește confortul între ghetele originale și cele fake. Știu că am dat 3 goluri, dar pentru mine e mai puțin relevant acest aspect. Confortul, repet, e cel mai important. Urmează o probă în care va trebui să dau gol din spatele liniei porții, iar mai apoi una de sprint ca să vedem cu care alerg mai repede. 4 încercări cu fiecare și o să încep cu ghetele originale. Oho, ce bine a intrat. 2, sigur. 3. Intră și asta. 4 din 4, din prima. Urmează ghetele fake. Deja o greșeală. Nu se minge la fel de bine, sunt mai groase în primul rând și în al doilea rând mai rigide. Asta intră. E foarte important, adică la chestii de genul ăsta să simți mingea cum trebuie. Na, ultima. Nu se simte deloc mingea la fel de bine și mă bucur că am venit cu acest test. Urmează un sprint și asta a fost tot. Dacă vă întrebați și cu acest outfit, nu vreau să redefinez moda, am uitat hamul din videoul cu produsele de pe Temu acasă și aveam doar partea asta de ham, așadar am improvizat cu o cura. Un sprint cu fiecare pereche de ghete și revin cu concluzia. 2, 1 și... Concluzia, deși au câștigat o probă, pentru mine nu există niciun dubiu, prefer oricând ghetele originale. Aceste mănuși costă doar 107 lei, iar acestea costă 800. Au un model foarte similar, deci clar sunt inspirate cele fake după cele originale. Adi, va trebui să pui mâna pe spate și să-mi spui care sunt cele originale și care sunt cele fake. Așa, dar doar pe spate pune.
Sunt cele originale. Ok, dar ți-ai dat seama așa de aici? Da, sunt cele fake. Bravo, Adi. Încă. Hai, te las să faci partea satisfying. Nu, nu-mi place asta. Nu-ți place? Mă enervează. Adi, cum se simt pe mână momentan? Sunt puțin largi, nu stau fixate pe mână. Și dar... sunt mărimea 10, cum porți tu, ca să stabilim asta. Da, da, ciudate oricum aici. 5 minci, ca să testăm priza, da? Da, da. Cum sunt? Nu se lipește pe mână, se vede. O să ajungem imediat și la un produs dar, pentru asta. Se vede prețul de 100 și ceva de lei. Ok, cele scumpe au deja un pic de rodaj pentru că sunt niște mănuși mai vechi, dar doar la acestea am găsit o imitație clară a modelului, de asta le-am ales pe ele. Și cu asta cum să vezi că le scapă pe toate. Parcă le simt și eu de aici că sunt mai groase. Cum sunt? Mai la început erau foarte bune. Acum îți alunecă mingea. Normal, după un campionat întreg. Dar oricum, pe mână și simți mingea mai bine. Trei centrări, fiecare perec de mănuși și revine Adi cu concluzia. Iau! Iau! Bună! Iau! Cum sunt, Adi? Foarte bune. Foarte bune? Mai dă-mi o pereche. Hai încă una atunci. Perfect. Adi, trecem la mănușile ieftine, fake. N-a reușit a doua oară. Adi, să dau de aici. Bravo, Adi. Bravo, du-te copile, du-te, du-te. Bravo. Adi, concluzire. Păi am un latex nou și normal că are lipiciul ăla mai bun față de cel de un an de zile. Dar ca și cum se așează pe mână, sunt mult mai bune cele de la Adidas. Deci câștigă produsul original, din nou. Da, mai ales când este nou, și pentru că tot te-am prins în poartă, avem un lipici, un spray pentru mănușile de portar. Să vedem dacă ăla face vreo diferență. După cum intuiam, spray pentru mănuși de portar. Ăsta este 31 de lei și 50 de bani, iar acesta este 120 de lei. O să dăm pe mănușile bune de meci ale lui Adi cu cel fake. Și acum fă un sound test. Nu prea se aude, da? Nu prea. Ok, și hai să facem... Miroase frumos. Miroase frumos? Da. Asta e bun. Încearcă să ridici mingea de jos. Nu merge, nu? Nu. Hai să vedem și la priză. Foarte puțin se simte. Dăm și un șut în afara careului. Încerc să dau pe tine pentru priză, da? Bravo! Cum e? Se simte foarte, foarte puțin, dar nu e ceva care să te ajute. Produsul original. O, dar se vede wow. După cum arată, nu? Parcă e mai... Gata, să nu dau foarte mult. Se aude. Se aude. Ah, ok. Da. Adică rămâne. Am făcut o combinație, un mix practic între spray fake, mănuși bune, da. Mănuși fake, spray adică bun. Adică a ridicat prețul la 250. Da. Ba, clar. Și șutul. Hai încă una pe sus. Am vrut să fie șmecherati. E bine. Bine, da? Da. Deci câștigă originalul, da? Corect. Nu știu cât rezistă, dar îl pui în spate de forță și te dai în continuu. Tot meciul? Da, tot meciul. Treabă. Și ajungem la ultimul produs, șosetele antiderapante. Aceste șosete costă 10 lei, iar acestea 130, evident care sunt cele originale. Pe acestea le-am mai purtat, însă și acestea par a fi destul de bune. O să fac un singur test aici, e destul de simplu să vedem cât de stabile sunt în picior. Legat de face original, e totul la fel, care stângul, care drept. Încă o dată, incredibil cât sunt de similare, totul e la fel, totul e la fel. Iar testul va fi aici, pe acestea, să vedem pe care sunt mai stabil, pe care se lipește mai bine piciorul. Ok, ăsta e singurul test, practic de stabilitate. Și după cum se vede, cele fake pare că sunt mai stabile. Cauciucul, nu știu, are un pic mai multă aderență. Nu mă așteptam la asta. Da, se pare că la acest capitol produsul fake a câștigat. Scorul final este de 4-2 în favoarea produselor originale, pe care le găsiți în mare parte pe ergol.com alături de mii de alte produse de fotbal. Iar dacă folosești codul MIDAS, ai 10% reducere.